Timp de 3 ore și jumătate s-a încercat să se concretizeze un răspuns la problema cheie, care este soarta mijloacelor de informare în limbile minorităților naționale odată cu deschiderea capitolului 23. Pe lângă locțitorul ambasadorului Republicii Slovacia la Belgrad, Peter Susco, o contribuție la reușita dezbaterilor publice și-au dat raportul și reprezentanții caselor de presă și editure minoritare al Consiliului Naționale, ai Serviciul Public Provincial, precum și experții din domeniul informării. S-a constatat că mijloacele de informare în limbele minorităților se confruntă cu aceleași probleme ca și în cele din limba sârbă. Pe de altă parte, odată cu privatizarea, multe dintre mijloacele de informare în limbile minorităților naționale au încetat să existe. Au fost auzite și unele propuneri concrete, iar concluziile vor fi trimise Ministerului pentru Cultură și Informare, Consiliilor Naționale ale Minorităților Naționale și OSCE.